înseamnă să cere în prezența Domnului peste timpul acesta. Hristos a înviat. Și Hristos este viu. Și Hristos este cu noi, Emanuel. Slăvit să fie numele Lui. Aș vrea să citim un cuvânt din Scriptură, să avem înainte ochilor o imagine, o imagine pe care a avut-o Apostolul Ioan în insula Patmos, când Mântuitorul proslăvit i s-a arătat. Și deschide Scriptura împreună cu mine la primul capitol a cărții Apocalipsa. Să citim de la versetul 12. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva, care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Amin. Slăvit să fie Domnul. Câteva realități aș vrea să le avem înainte ochilor în această dupămasă și nu numai în această dupămasă. În primul rând, că Hristos, Domnul nostru, este începutul și este sfârșitul. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Și venirea noastră aici în locul acesta și părtășia pe care vrem să o avem este din El. El este începutul. El, prin Duhul Său cel Sfânt, ne-a mișcat inimile, ne-a mânat inimile și ne-a dus pași în locul acesta.
El este sfârșitul, El este Omega. Tot ce facem aici, vrem să-și aibă împlinirea în slava pe care Mântuitorul nostru o primește. De aceea să ne rugăm și să ne lăsăm inimile disponibile înaintea Duhului Sfânt, ca tot ce facem să fie pentru slava și gloria Mântuitorului nostru. De asemenea, să avem în vedere această realitate. Iisus Hristos a înviat. Iisus Hristos este viu. Este viu, a înviat și n-a mai murit, se spunea și de dimineață. Mă gândeam când cântam această primă cântare, ce frumos și ce special este să poți să-i cânți Mântuitorului într-o adresare directă, într-o adresare la persoana a doua. Nu Iisus a înviat, rabunii, tu din morți ai înviat. Ce frumos să te poți adresa Mântuitorului direct, să știi că El nu e undeva un personaj istoric pe care îl luăm ca model, de care doar ne aducem aminte și a cărui moarte o comemorăm. El este Dumnezeul nostru viu și prezent. Și acesta e al treilea lucru pe care aș vrea să-l avem în vedere. Iisus Hristos se plimbă, se mișcă în mijlocul celor șapte sfeșnice. Și capitolul 2 spune că cele șapte sfeșnice sunt șapte biserici. Și așa începe către biserica din Efes. Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Hristos Domnul se mișcă, dacă vreți, prin bisericile Lui, prin sfeșnicele acestea de aur care sunt pe tot pământul, într-o zi ca aceasta de sărbătoare. El se mișcă, El privește, El așteaptă, El revarsă, El binecuvintează că este un Dumnezeu viu. Și de aceea, Dumnezeu, nu o luați ca și pe o poruncă, luați-o ca și pe o invitație din partea lui Dumnezeu. Bucurați-vă! Bucurați-vă, le-a spus femeilor care au venit la mormânt. Bucurați-vă, nu vă temeți, le-a spus ucenicilor. Este o poruncă a Domnului, dar luați-o ca și o invitație, ca și chemare pe care Domnul nostru ne-o face în prezența sa. Să ne bucurăm, este o zi de sărbătoare, este învierea Domnului nostru. Haideți să ne bucurăm și haideți într-o rugăciune de laudă să-L binecuvântăm pe El, să ne bucurăm și să Îl slăvim pentru prezența sa și totodată pentru că este un Dumnezeu desăvârșit, pentru că este un Dumnezeu infinit în putere, să așteptăm de la El. Să ne bucurăm de ceea ce El dorește să reverse peste noi ca binecuvântări și să ne lăsăm sufletul inundat de El. Nu noi îi dăm. Noi considerăm de multe ori că îi aducem laude Domnului și oferim ceva. El ne dă nouă. El ne binecuvintează. El ne îmbogățește și mâinile sale sunt întinse față de noi. Și noi să ne întindem mâinile și să primim bunătatea Lui. Haideți să lăudăm pe Domnul din toată inima noastră. Amin.
Haideți așa cum stăm să lăudăm pe Domnul prin cântare și să o facem cu bucurie. Puteți să ocupați locurile. Vă binecuvintez și eu pe toți care sunteți în acest loc pentru acest timp de părtășie. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să ne dăruiască o părtășie frumoasă, plină de prezența sa, plină de binecuvântare după care sufletul nostru tânjește. Binecuvântăm pe cei care s-au întors acasă, pe cei care sunt în mijlocul nostru ca și musafiri. Dumnezeu să vă dea o ședere plăcută. Amin. Pentru zilele acestea de sărbătoare, programele noastre sunt poate puțin altfel decât suntem obișnuiți, în sensul că mâine părtășia noastră va fi de după masă, de la ora 16. Și dacă tot este zi 18, cer scuze, m-am gândit la ora 6. Dacă tot este o zi liberă, credem că cel mai frumos și potrivit este să o închinăm Domnului și să fim prezenți la casa Domnului. Dumnezeu să ne dea puterea aceasta și inima aceasta. Apoi, părtășile noastre vor continua după cum suntem obișnuiți. Miercuri, grupele de tineri, așa cum ei s-au înțeles și sunt organizați, se vor întâlni. Știm că este și vacanță, dar dacă ei
au hotărât să se întâlnească, se vor întâlni, apoi joi, serviciul divin de peste săptămână de la ora 18 și cu ajutorul Domnului și duminica viitoare ne întâlnim dimineața de la ora 9, după masa de la ora 18. Dumnezeu să fie prezent ori de câte ori o mână de oameni sau o armată de oameni se întâlnesc în numele Său. Amin. Și acum să continuăm părtășia noastră și închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu în cântare, să lăudăm împreună pe Domnul prin cântare, apoi fanfara să înalțe numele Domnului și în timpul acesta ne vom închina Domnului și cu darurile noastre de bunăvoie. Amin.
Haideți să lăudăm împreună pe Domnul prin cântare, cele ce urmează, apoi din nou fanfara să laude pe Domnul. Rog pe sora Oana să caute o cântare, să laude pe Domnul. Sora Mima, dacă îi permite vocea, Dumnezeu să o întărească, să laude pe Domnul și dânsa, apoi din nou fanfara va laude pe Domnul și apoi și fratele Marius să caute o cântare pentru slava Domnului. Amin.
înainte să începem să cântăm, aș dori să vă adresez o întrebare. Vă este dor de Cel ce a murit și a înviat ca să ne răscumpere păcatele? Haideți să cântăm împreună. Thank you.
Știe el de ori și ce. Când mi-e greu, pe umeri el mă duce. Ca nimic să nu mă înfrice.
și florile ce din pământ răsar, cu atât mai mult acel ce te-a creat. Trăiește, trăiește, Doamne, iar astăzi sunt
celor pe care i-a iertat. Atunci mi-am cerut iertare cu lacrimi ca un păcătos și o ființă plină de îndurare, străpuns în mâini și în picioare, s-a plecat spre mine jos și m-am întors la tine, Doamne, iar astăzi sunt un fiu salvat. Eu am gustat din fericirea celor pe care i-a iertat. Și m-am întors la tine, Doamne, iar astăzi sunt un fiu salvat. Eu am gustat din fericirea acasă, căci Tatăl mă așteaptă în prag. Și m-am întors la tine, Doamne, iar astăzi sunt un fiu salvat. Eu am gustat din fericirea celor pe care i-a iertat. Și m-am întors la tine, Doamne, iar astăzi sunt un fiu salvat. Eu am gustat din fericirea celor pe care i-a iertat, în clipa când cerea iertare. Amin. Fără tine, Doamne, sunt pierdut. Fără tine aș fi murit de mult. Sunt al tău, doar ție ți-aparțin. Mântuit prin harul tău divin, jertfa ta îmi este să poți să-mi faci atât.
ce inima a să stată în prezența ta. Tu ești rege peste inima mea. Tu ești rege peste sufletul meu. Tu ești rege peste viața mea, Iisus. Tu ești rege peste inima mea. Tu ești rege peste sufletul meu. Tu ești rege peste viața mea, Iisus. Fără tine, Doamne, sunt pierdut. Fără tine aș fi murit de mult. Sunt al tău, azi ești viața ții. Mântuit prin harul tău divin. În toate slăvit să fie numele Domnului. De obicei, la sărbători sunt multe slujiri și ne bucurăm că Domnul a dat libertate fraților, surorilor să slăvească pe Domnul și mă gândesc că unul dintre motivele pentru care facem acest lucru este că e greu să cuprinzi într-o predică toate adevărurile legate de învierea Domnului. Și dacă ar fi doar predică să le cuprindem pe toate, multă învățătură obosește trupul. Dar prin cântări, și dacă am fost atenți la cântările care s-au cântat, la slujirile care au fost, ni se aduc aminte, adevăruri, realități, frumusețe ale învierii Domnului Iisus Hristos. Și eu zic că și din acest motiv se merită să lăudăm pe Domnul și să ne deschidem inima și să fim atenți la ceea ce se întâmplă și ceea ce aduc alții pe altarul Domnului. Mă gândesc că avem nevoie, poate mai des decât anual, o dată pe an, să ni se aducă aminte ce înseamnă și ce aduce învierea Domnului Iisus în viețile noastre ca și credincioși. Și ca să nu obosim în laudele noastre înaintea lui Dumnezeu, doar aș vrea să le
să subliniez câteva realități, câteva beneficii pe care le avem și să vedem ce înseamnă cu adevărat că Hristos a înviat. Și încep cu 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 17. Dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre. Învierea lui Hristos, în primul rând, are un rol așa de important, așa de măreț în iertarea păcatelor noastre și este cuvântul lui Dumnezeu cel care spune acest lucru. Pentru că noi știm moartea lui Hristos, sângele său curs este prețul pe care Hristos l-a adus ca să ne câștige nouă libertatea și curăția înaintea lui Dumnezeu. Dar învierea lui Hristos este garanția, este dovada pe care Tatăl a dat-o că jertfa aceasta a fost plăcută, a fost echitabilă, a fost pe măsura, la înălțimea nevoii pe care noi o aveam înaintea lui Dumnezeu. Și spune așa de frumos cuvântul lui Dumnezeu în Romani, în capitolul 4, despre Domnul Iisus, versetul 25, că Domnul Iisus a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Ori de câte ori venim înaintea lui Dumnezeu și ne cerem iertare în numele Domnului Iisus și prin sângele Domnului Iisus, putem să avem convingerea că suntem iertați de Tatăl din pricina aceasta, pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie numele Său. În al doilea rând, Hristos a înviat, El este pârga celor adormiți, El ne-a dat o nădejde și o speranță pentru cei care au adormit în Domnul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe, dacă n-a înviat Hristos, prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dar dacă a înviat Hristos, ar continua Apostolul Pavel, dar dacă a înviat Hristos, cei care au adormit în Domnul nu sunt pierduți. Și ieri mă gândeam că este așa o mângâiere și o realitate, că atunci când un copil al lui Dumnezeu trece din viața aceasta, noi toți trăim cu nădejdea învierii, cu nădejdea revenirii Domnului. Pe pământul acesta este o nădejde, un lucru nădăjduit. Atunci când un credincios trece cu bine din viața aceasta, pentru el nădejdea aceasta se transformă în certitudine. Pentru că noi care suntem vii, tot mai avem posibilitatea să ne întoarcem înapoi, să dăm înapoi, să lepădăm credința, să ne lăsăm de Hristos. Dar atunci când trecem din viața aceasta, așa cum spunem noi, lucrurile s-au încheiat și nu se mai poate face nimic. Nici în sens bun, dar nici în sens rău. Cei care au trecut din viața aceasta în Hristos au certitudinea. Pentru ei este 100% sigur că vor învia împreună cu Hristos. Și este așa o bucurie și pentru noi în viața aceasta pe care o trăim. Apoi, dacă a înviat Hristos și noi avem posibilitatea, fundamentul și puterea ca să trăim o viață nouă. Dacă prin moartea Lui am fost iertați de păcate, ce ne-am fi făcut? Nu greșim noi în fiecare zi odată ce am fost iertați? Nu trebuie noi din nou și din nou să venim înaintea lui Dumnezeu cu păcatele noastre? Ce s-ar fi întâmplat dacă Hristos ar fi rămas acolo, prețul plătit odată și apoi Hristos ar fi rămas într-un mormânt? Cine ne-ar mai fi dus pe noi în prezența lui Dumnezeu? Dar cuvântul lui Dumnezeu vorbește așa de frumos în Evrei, capitolul 7, versetul 25. Despre Hristos, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururia ca să mijlocească pentru ei. Dacă noi avem îndrăzneala să venim înaintea lui Dumnezeu, o facem bazându-ne pe un sânge care s-a vărsat odată și pentru totdeauna, dar o facem bazându-ne că avem un mare preot, un mijlocitor și un apărător la dreapta Tatălui care pururea trăiește ca să mijlocească pentru noi. Binecuvântat să fie numele Lui. Un alt lucru de care trebuie să ne aducem aminte este ceea ce spunea Domnul Iisus: eu mă duc să vă pregătesc un loc. Ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu ne-ar fi iertat, am fi fost mântuiți, neprihăniți și Dumnezeu ne-ar fi lăsat să petrecem mai departe viața aceasta împăcați cu Dumnezeu?
Și apoi să ajungem la un mormânt și acolo să se încheie totul și să fim anihilați, cum cred unii. Hristos a înviat ca să fim pentru toată veșnicia împreună cu El. Și El a înviat și s-a dus să ne pregătească un loc, acolo unde este El să fim și noi binecuvântați să fie numele Lui. Așa cum spuneam, Hristos a înviat și prin viața Lui, prin moartea Lui am fost curățiți, dar prin viața Lui noi putem trăi o viață nouă. Tot Roman, capitolul 6, ne vorbește despre această realitate când spune că, la versetul 4, noi deci prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Ce ne-am face dacă, curățiți de păcatele noastre, am avea același stil de viață, aceleași valori și aceeași putere de a ne duce lupta până la capăt? Dar pentru că Hristos a înviat, viața Lui este în noi, prin botezul în apă, asta declarăm, asta mărturisim, că și noi am murit și am înviat împreună cu El și suntem născuți din nou la o viață nouă. Frații mei și surorile mele și toți care auziți aceste cuvinte în seara aceasta, ne este de folos că a înviat Hristos și se merită să-L binecuvântăm și să-L lăudăm. Haideți să o facem în continuare și să nu obosim. Haideți să ascultăm pe sora Mădălina și Sara, care vor să laude pe Domnul cu o cântare, apoi împreună să lăudăm pe Domnul prin cântare și după acestea Dumnezeu să lase binecuvântarea sa peste cuvântul său, pe care fratele Răzvan îl va citi, îl va vesti și peste noi, cu inimile pregătite, să auzim, să primim și să împlinim. Amin. Yeah.
Haideți să stăm ridicați. Hristos a înviat. Să ne ajute Dumnezeu să știm că e viu în orice vreme și pentru că El e viu și noi suntem vii și învingători. Dumnezeu să ne ajute. Dragii mei, puteți să deschideți scripturile la Evanghelia după Luca, cei care le aveți la dumneavoastră, capitolul 24. Și vom citi începând cu versetul 13 până la versetul 35. Luca, capitolul 24, începând cu versetul 13.
Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: în aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, aproximativ 11 kilometri, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit, uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el în zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei i-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la un mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și i-au zis, rămâi cu noi căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit și ei ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Puteți să reocupați locurile. Dragii mei, suntem în ziua Învierii. O zi în care a avut loc acest miracol al Învierii Mântuitorului Hristos. Și, dragii mei, cum spunea și Cătălin, această Înviere a Domnului Hristos a demonstrat și a garantat câteva lucruri extraordinare. În primul rând, învierea Domnului Hristos a demonstrat victoria Lui asupra păcatului, asupra lui Satan, asupra morții sau a mormântului. Scriptura ne spune, dragii mei, că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus dezlegându-i legăturile morții. Și amintiți-vă de legăturile pe care Iisus Hristos le avea când era în mormânt, legăturile morții. Și Scriptura spune așa, că Dumnezeu l-a înviat dezlegând aceste legături ale morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Învierea lui Hristos, dragii mei, a demonstrat neprihănirea Lui și faptul că El este Fiul lui Dumnezeu. A demonstrat că El este fără păcat și a demonstrat că El este cu adevărat cine a spus că este. Pavel spune că Dumnezeu a dovedit cu putere că este Fiul Lui prin învierea morților. De aceea, dragii mei, Iisus Hristos
s-a și înălțat la cer și stă și domnește în împărăția lui Dumnezeu, pentru că învierea lui Hristos a demonstrat că El este suveran și că Iisus Hristos este Domnul. Dragii mei, nouă, învierea lui Hristos, cum a spus și Cătălin, ne garantează neprihănirea, ne garantează iertarea și ne garantează o viață nouă. Și mai mult decât atât, ne garantează o viață în eternitate, în prezența lui Dumnezeu. Pentru că Iisus a zis, eu sunt învierea și viața. Și cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Eu sunt învierea și viața. Dragii mei, învierea lui Hristos a demonstrat că El este victorios, că El este neprihănit, că El este Fiul lui Dumnezeu și că El poate să ne dea nouă neprihănire și poate să ne dea iertare și o viață pentru veșnicie, pentru că El domnește, pentru că El este suveran. Dar în această seară, dragii mei, vreau să vorbesc despre un alt lucru pe care învierea lui Hristos îl garantează. Și anume, faptul că Iisus cel înviat se ocupă de inima omului. Dragii mei, învierea lui Hristos, în ziua învierii, Iisus Hristos și învierea Lui ne garantează că Iisus, El, se ocupă de inima fiecărui om. Gândiți-vă un pic ce a însemnat pentru ucenici moartea Domnului Hristos. Foarte probabil că vineri, pentru ei, a fost o zi a durerii și a fricii. Pentru că Mântuitorul lor a fost luat și pentru că se temeau că urmează să fie și ei executați. Sâmbătă, foarte probabil că a fost o zi a confuziei și a întrebărilor pentru ei. O zi în care și-au pus tot felul de întrebări, pentru că așteptările lor erau altele. Însă duminică, dragii mei, chiar dacă a început ca o zi a durerii și a confuziei, a fost până la urmă o zi a bucuriei, a speranței și în care ei au primit o nouă perspectivă. Bucurie pentru că l-au întâlnit pe Hristos și pentru că Hristos a înviat și bucurie pentru că Iisus Hristos s-a ocupat de inima lor. Imediat după înviere, dragii mei, vă rog să observați lucrul ăsta. Imediat după înviere, Hristos nu merge să-și dovedească dreptatea, nu merge să-și facă de dreptate, Hristos nu merge să își ia câteva zile libere, ci imediat după înviere, Hristos Domnul, Hristos cel înviat, vine și se ocupă de inima omului. Se arată Mariei Magdalena, cea care îl iubea atât de mult, se arată lui Petru, care s-a lepădat de el și îi ia această durere și îi ia remușcările pe care el le simte. Și se arată ucenicilor, care știți ce făceau? Stăteau plini de frică în spatele ușilor închise. Și știți ce le spune Iisus? Pace vouă. Pentru că, dragii mei, în ziua învierii, Hristos se ocupă de inima omului. De aceea, în seara asta, privind la acest text, privind la acești doi ucenici, care mergeau către drumul Emausului, aș vrea să vedem împreună cum vindecă Iisus Hristos inima acestor doi ucenici și să învățăm, dragii mei, în dreptul nostru, cum vindecă Iisus inima noastră. Pentru că niciun om, oricine ar fi, niciun om nu a evitat, dacă vreți, ca inima lui să fie afectată. În experiențele vieții, în umblarea vieții, fiecare dintre noi am fost dezamăgiți poate de ceilalți. Fiecare dintre noi am fost
dezamăgiți poate de propriile noastre eșecuri. Fiecare dintre noi am avut probleme, necazuri și lucruri care ne-au afectat inima. De aceea e important să știm, dragii mei, e important să știm cum vindecă Iisus inima noastră. Și primul lucru pe care vreau să-l amintesc în seara asta este următorul. Iisus vindecă inima ta, apropiindu-se de tine și lăsându-te să-ți verși inima înaintea Lui. Ascultați ce spune versetul 14, 15 și 16. Acești ucenici vorbeau unul cu altul despre lucrurile care se întâmplaseră și în timp ce vorbeau și se întrebau, Iisus însuși s-a apropiat și mergea alături de ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L recunoască. Dragii mei, în ziua învierii, pe drumul Emausului, Iisus Hristos se apropie de acești doi ucenici și merge împreună cu ei și le pune întrebări și le ascultă frământările lor și le ascultă problemele lor. Pentru că asta face Iisus. Iisus Hristos, dragii mei, se ocupă, dacă vreți, și este interesat de apropierea de om. Chiar dacă nu reușim să-L vedem câteodată, pentru că ochii lor erau împiedicați să-L vadă, Domnul, spune psalmistul, este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Sau Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. Și însuși Hristos spune, Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să-ți adun copiii, așa cum își adună cloșca puii sub aripi, dar n-ai vrut. Dragii mei, Iisus este interesat de apropierea de om. Asta e vestea bună. Preocupați de Iisus și totuși să nu-L recunoască. Vorbeau despre Iisus și totuși să nu-L vadă. Dar vestea bună e că Iisus este El, în primul rând, interesat de apropierea de tine. Și e important, dragii mei, e important să rămânem preocupați de El, preocupați de Iisus. E important să continuăm să vorbim despre Iisus, chiar dacă uneori în problemele prin care treci, în situațiile în care ești, nu reușești să-L vezi. Rămâi preocupat de Iisus, pentru că și El e interesat să se apropie de tine. Dragii mei, în tactul Lui, în modul Lui de raportare, priviți ce face Iisus. Iisus le pune întrebări și îi lasă să vorbească. Nu îi oprește, pentru că putea să spună Iisus, hei, nu mă vedeți? Sunt eu. Haideți, spuneți mână. Am înviat. Însă Iisus nu îi oprește. Îi lasă ca ei să-și exprime decepțiile și problemele lor. Pentru că, dragii mei, realitatea este că în momentul Emausului, pe drumul Emausului, pentru ucenicii, pentru acești doi ucenici, Iisus Hristos era o decepție pentru ei. Pentru că ei se așteptau la altceva. Ei se așteptau ca Iisus Hristos să fie Cel care să-i elibereze, care să-i elibereze de sub robia romană și să instaureze împărăția lui Dumnezeu și ei se așteptau ca Iisus să facă lucrul ăsta și ei să împărățească împreună cu Hristos. Însă, în momentul Emausului, după răstignirea Lui, asta era realitatea. Dar, dragii mei, Iisus nu-i oprește. Să vină, gândiți-vă un pic, să vină soțul tău, să vină soția ta, să vină copiii tăi sau să-ți vină părinții și să spună toate decepțiile pe care le-au cu privire la tine. Să spună, uite-te,
Eu m-am așteptat la tine ca tu să fii așa și așa și așa și să faci cu tare lucru. Dar exact invers. Însă Iisus Hristos nu-i oprește. Pentru că, dragii mei, apropierea lui Iisus, modul în care Iisus se apropie, îmi dă curajul și îmi dă libertatea să învărs inima înaintea Lui, chiar și propriile mele decepții. Chiar și dacă îți dezamăgit pe El, El îmi dă libertatea și curajul să spun necazul meu. Pentru că El vrea să mă vindece și să-mi vindece inima. Dragii mei, ăsta e primul lucru prin care Iisus Hristos vrea să-mi vindece inima și vrea să-ți vindece inima. Se apropie de tine și te lasă să-ți verși inima înaintea Lui. Nici de cum n-am să te las, spune Iisus, cu niciun chip nu te voi părăsi. În al doilea rând, Iisus Hristos vindecă inima noastră, aducându-ne la Scriptură și aducându-ne într-o părtășie profundă cu El. Iisus Hristos ne aduce la Scriptură și ne aduce într-o părtășie profundă cu El ca să ne vindece inima. Capitolul 24, versetul 25 spune așa: Atunci Iisus le-a zis: O nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Dragii mei, orbirea aduce suferință. Orbirea spirituală aduce suferință. Și asta era problema acestor doi ucenici. Spune evanghelistul Ioan că ei tot nu pricepeau, că după Scripturi Iisus Hristos trebuia să învie. Deși El le-a spus că Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorâ și a treia zi, după ce îl vor omorâ, va învia. Ei tot nu pricepeau că după Scripturi Iisus trebuia să învieze. Și când trimite mesajul prin îngeri, în repetate rânduri, priviți în Evanghelie, îi spune: a înviat după cum spusese. Pentru că asta era problema lor. Erau orbiți spiritual și nu pricepeau că Iisus trebuie să învieze. Și asta pentru că așteptările lor erau altele. Asta pentru că ei așteptau altceva și doreau altceva. De aceea, Iisus Hristos se apropie de ei ca să le vindece inima. Și știți ce face? Le deschide ochii aducându-i la Scripturi. Le deschide ochii aducându-i la Scripturi. Îi ajută să înțeleagă, dragii mei, cine e Hristos cu adevărat. Îi ajută să înțeleagă care sunt planurile lui Dumnezeu. Îi ajută să înțeleagă ce trebuia să se întâmple de fapt. Îi ajută să înțeleagă cu adevărat cine este Iisus Hristos. Și ce învățăm noi e că nu așteptările noastre, nu percepțiile noastre, nu tradițiile noastre ne spun cine e Iisus Hristos cu adevărat, ci Scripturile. De aceea, ca să ne vindecăm inima, e important să venim la Scripturi. Ca să ne vindecăm inima, e important să încercăm să pricepem care este planul lui Dumnezeu în familia ta, în viața ta personală, în biserică, în societate și așa mai departe. E important să vii la Scripturi, pentru că altfel ai alte așteptări și sfârșești dezamăgit. Vindecarea inimii presupune întâi o vindecare a perspectivei mele. Vindecarea inimii mele
presupune întâi o vindecare sau o corectare a perspectivei mele. De aceea trebuie să vin la cuvântul lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, Hristos îi aduce în intimitate cu El. Și spune Scriptura că au stat la masă și acolo, stând la masă, în intimitate cu ei, a binecuvântat pâinea, a frânt-o și le-a dat-o. Și atunci li s-au deschis ochii. Și așa îmi vindecă Dumnezeu inima mea. Îmi descoperă cuvântul Lui și îmi descoperă planurile Lui, stând în părtășie, într-o relație profundă cu El, în rugăciune, dacă vreți, în meditație cu El, în Scripturi. În generația noastră există, dragii mei, foarte multe surse de îndoială. Generația noastră ignoră cuvântul. Mulți din generația noastră tratează cu superficialitate. Mulți cred doar selectiv sau parțial. Mulți au alte așteptări. Mulți ezită să creadă în cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, Iisus Hristos ne cheamă să venim la Scripturi. Dragii mei, mă întrebam de câte ori nu i-am pus la îndoială înțelepciunea. E adevărat că poate nu i-am pus la îndoială existența. Noi credem în Dumnezeu. Știm că este cu noi și este aproape. Dar de câte ori nu i-am pus la îndoială înțelepciunea, modul în care El lucrează. Și nu ne-am spus, Doamne, oare chiar e bine cum faci acum? Oare chiar așa e cel mai bine? Dragii mei, provocarea pentru noi este să căutăm să devenim pricepuți în a înțelege Scripturile, în a înțelege voia lui Dumnezeu. Și aici mă refer și personal. Câți dintre dumneavoastră în ultima vreme ați fost preocupați sau l-ați întrebat pe Dumnezeu, Doamne, care este promisiunea Ta specială pentru mine personal? Care este promisiunea Ta pentru mine și pentru viața mea personal? Și asta nu poți decât stând în Scripturi și stând în rugăciune și în părtășie cu Dumnezeu să le afli. Câți dintre dumneavoastră aveți acele grupuri de 4-5 în care să stai și să dezbați Scriptura, în care să stai și să te lași provocat de Scriptură, în care să stai și să te gândești la Scriptură sau să te lași corectat de ceilalți în modul în care înțelegi sau vezi anumite lucruri. Dumnezeu să ne ajute la lucrurile astea. Și în al treilea rând, Dumnezeu îmi vindecă inima, aprinzându-mi pasiunea pentru slujire. În versetul 35 spune așa, ei au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Dragii mei, Hristos îți spune direct, tu nu ești un faliment, chiar dacă inima e durută, chiar dacă ești în probleme, chiar dacă ești în necazuri, tu nu ești un faliment. Pentru că Iisus Hristos e viu și pentru că Iisus Hristos vrea să-ți dea un scop și o misiune și vrea ca picioarele tale să fie neobosite în a îl prezenta pe Hristosul înviat. Dragii mei, fiecare dintre noi am avut și avem diferite experiențe în care inima ne-a fost afectată. Nu există niciun om, după cum am spus, care să nu fi fost dezamăgit de alții sau de eșecuri sau să treacă prin diferite situații în care inima lui să sufere. Cum arată inima mea, inima mea? Cum arată inima ta?
Pentru că Iisus, dragii mei, vrea să ne vindece inima. Asta a făcut după înviere. Învierea lui Hristos ne garantează că El se ocupă și pasă de inima omului. Și face lucrul acesta, apropiindu-se de noi și lăsându-ne să ne vărsăm inima. Face lucrul acesta, aducându-ne la Scripturi și împărtășie cu El, într-o părtășie profundă cu El, corectându-ne ce nu-i bine. Și face lucrul acesta aprinzând din nou pasiune pentru slujire, pentru a răspândi, dacă vreți, prin viața noastră, prin tot ceea ce facem, faptul că Hristos a înviat. Vreau să închei cu câteva versuri dintr-o poezie care spun așa: plecam afară din cetate, dar El m-a reîntors din drum. Dinspre Emaus fac cale întoarsă și merg pe drumul care e bun. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Hristos a înviat. Amin. Mulțumim Domnului și pentru cuvântul Său. Să mai ascultăm fanfarele, lăudăm pe Domnul cu o cântare și apoi ne apropiem de încheierea acestui timp.
Haideți să stăm ridicați. Și la sfârșitul unei zile frumoase, de sărbătoare și mai ales a unei zile binecuvântate în prezența Domnului, să-i aducem mulțumirile noastre, să aducem închinarea noastră, să aducem o ultimă jertfă de laudă și fie ca Domnul să rămână cu noi și la despărțire, să fie cu noi și să ne ajute să-L iubim tot mai mult. Haideți cu toții să mulțumim Domnului! Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să purtăm lumina sa acolo unde vom merge și cu ajutorul lui Dumnezeu să ne vedem mâine din nou la părtășie. Să fiți binecuvântați. Amin.